nu să fie slăvit. Cântarea care vreau să o cânt spune: privește azi la El. Trebuie să privim la Iisus Hristos, să ne punem încrederea și nădejdea noastră numai în El. Un verset așa de frumos spune din Isaia 41:10: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Evrei 10:35: să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Toată strădania noastră, toate adunările noastre, tot ce facem este pentru Hristos. Prezența noastră aici în seara aceasta este pentru că într-o zi Hristos a plecat și spre noi. Așa că din toată inima să privim la El și a Lui să fie slava. Trece timpul, oamenii au cam uitat să fie buni. Aleargă fiecare pentru sine, chiar cei ce odată, frate, îți spunea. Și încet au cam uitat de tine, dar este unul ce nu te-a uitat. Privește azi la El, ridică-te și crede. Și tot ce-am adunat trece ca vântul. Așa-i și trupul nostru trecător, dar ce e pentru suflet este veșnic. Adună lacrimi, fapte în cer comori. Se apropie momentul răsplătirii, dar crede că e soare după nori. Privește azi la El, că Iisus e
că Iisus e la fel. Te știi și te vede, te știi și te vede, te știi și te vede.